Chiar dacă nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar, pandurii vor să facă o figură frumoasă în deplasarea de la viitorul. Antrenorul echipei Edi Iordănescu își dorește ca formația să se întoarcă cu puncte din partida cu echipa lui Gheorghe Hagi. Viitorul formează o trupă puternică în acest sezon, însă Iordănescu își dorește să se întoarcă cu puncte din deplasare. Sigur că și de la acest joc avem așteptări destul de mari și anume să acumulăm, să ne întoarcem cu puncte de acolo. Sigur că nu pot să spun că m-ar nemulțumi total și un singur punct, însă e un joc extrem de important pentru că este o contracandidată directă, o echipă cu care ne vom mai întâlni de două ori în play-off. Este o echipă care are un joc destul de bine definit, o echipă ofensivă, o echipă cu un apetit ofensiv dezvoltat, o echipă care are niște principii destul de asemănătoare cu ale noastre și mă refer că e preocupată pentru un fotbal pozitiv, un fotbal bazat pe o posesie prelungită, o echipă care îmi pierde mingea, vrea să o reia, să o recapete imediat. Iordănescu a mai precizat că își dorește să găsească formula câștigătoare până la ora jocului.